Salut! Sunt Țifu Bogdan Roșu, e luni și asta e unealta săptămânii. Azi vom vorbi despre ziua de luni. Câte persoane știi care spun, of, Doamne, iar vine săptămâna asta, iar e luni, s-a terminat weekendul și ar trebui să mă duc la muncă. Sunt trei motive pentru care gândești așa, dacă ești una dintre persoanele de genul ăsta. Fie nu-ți place jobul tău, fie nu știi cum să te bucuri de lucrurile pe care le ai, fie ai crezut persoanele care din jurul tău care ți-a spus că jobul tău nu e așa de interesant, că sunt persoane care fac joburi mult mai interesante și așa mai departe. Ei bine, dacă nu-ți place jobul tău, dacă simți că nu este chemarea ta, dacă simți că nu e vocația ta, că nu e locul tău acolo, deși pare puțin greu la început să te gândești la o soluție în sensul ăsta sau la o schimbare în sensul ăsta, pentru că mereu preferăm lucrurile pe care le avem în față, lucrurile pe care putem pune mâna, nu cum se spune, că o vrabie în mână e mai bună decât două vrăbii în tufiș. Dar persoanele care se duc după două vrăbii în tufiș s-ar putea să găsească 3-4 sau s-ar putea să le găsească chiar cuibul, tocmai pentru că au îndrăzneala asta de a risca. Dacă ești în jobul care simți că nu e vocația ta, dacă simți că nu e locul tău, schimbă. Schimbă-ți jobul, găsește lucruri care rezonează cu tine. Și eu am fost nevoit după ce am terminat facultatea să fac tot felul de joburi, de la livrări de pizza, la chelner, la cărat de bagaje și așa mai departe. În ciuda faptului că terminasem o facultate de management hotelier și terminasem suma cum laude, a trebuit să fac și lucrurile alea, a fost pregătire pentru ce fac în ziua de azi. Vreau să împart un secret cu tine și puțin știu lucrul ăsta. Am urât fiecare secundă din joburile pe care le-am avut. Am urât ideea de a avea un șef. Nu spun că ar trebui să faci și tu lucrul ăsta. Îți spun doar că în timp am început să mă înțeleg mai bine, am început să mă cunosc mai bine și mi-am dat seama că nu pot avea un șef. Pe de altă parte, sunt oameni care, așa cum spune și Robin Sharma, care duc curățarea unei camere, o duc la nivel de artă. Curăță camere exact cum picta Picasso. Dacă ești într-un job care îți place, care e ok pentru tine, te simți bine făcând jobul respectiv sau chiar ai un business și poate, știu eu, s-a dus entuziasmul ăla de la început, da? Bucuria aia de a fi la job. Vreau să te aduc aminte că responsabilitatea ta, a mea și a fiecăruia din noi este să devenim lideri în cadrul jobului. Lider înseamnă că trebuie să-i conduci pe ceilalți. Lider înseamnă, în primul rând, să-ți conduci viața ta. Să faci viața ta mai frumoasă, mai productivă, mai bună. Să ai mai multă satisfacție, mai multă bucurie din ceea ce faci. Să radiezi efectiv. Asta înseamnă să fii lider în cadrul jobului tău. Făcând asta, ai să scapi de grija zilei de luni. Ai să te bucuri pentru fiecare zi în care stări din pași și te duci la muncă. Una dintre abilitățile oamenilor de succes este bucuria de a munci. Oamenii de succes muncesc 10, 11, 12 ore pe zi și muncesc chiar și în weekend. Nu spun că trebuie să muncești tot timpul, ba, muncind cu atâta dragoste, cu atâta pasiune, îți spun când ai să te duci în vacanță, ai să te bucuri de 10 ori mai mult decât alte persoane care se duc în vacanță, stau acolo puțin, ok, hai, jucăm o tablă, crăpăm o sămânță și după aia ne întoarcem acasă. Te bucuri de clipa aia pentru că ai învățat să te bucuri de job. Care e cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci în momentul ăsta? Cel puțin pentru mine. În momentul ăsta, lucrul la care eu lucrez personal este să învăț să mă bucur de fiecare clipă. Și asta are loc cu detașare. Despre asta o să vorbim într-un video viitor. Deci, pentru prima parte, bucură-te de jobul tău. Adu-ți aminte că este responsabilitatea ta este să excelezi în ceea ce faci. Iar în partea a doua a acestui video, îți voi spune exact cum poți să excelezi în cadrul jobului tău. Ce înseamnă să fii un lider în jobul tău? Ce înseamnă să inspiri pe alții cu ceea ce faci? Și să fii o bucurie în cadrul locului tău de muncă. Ne vedem în partea a doua. Iată în partea a doua a videoului în care îți voi explica trei metode prin care poți să devii un lider la locul tău de muncă. Să reiei controlul și să fii printre cei mai buni.
dacă nu chiar cel mai bun. Prima unealtă este fii prezent, fii acolo, fii la locul de muncă. Nu mai funcționează. Dacă vrei să devii un lider adevărat, nu poți să muncești, să stai pe Facebook în același timp, să-ți verifici mesajele, mail-urile și așa mai departe. Ți-am pregătit un video special pentru tine în care îți explic cum poți să fii prezent și cum să faci din abilitatea asta un lucru natural. Ți-am pus link-ul în descriere. A doua abilitate este să fii autentic. Fii sincer cu tine însuți. Aici intervine ceea ce vorbeam mai devreme. Dacă nu-ți place jobul tău, dacă simți că nu e vocația ta, atunci trebuie să schimbi. Iar a treia abilitate este țintește spre excelență. Fii astăzi mai bun decât ai fost ieri. Îmbunătățește-ți munca, performanța cu 1%, 0,001%, nu contează. Atât timp cât faci o treabă mai bună azi decât ai făcut-o ieri, este un progres în sine. Dă mereu tot ce ai. Toate abilitățile care ți-am spus până acum se realizează cu mai multă încredere în sine. Dacă ai nevoie de ajutor în sensul ăsta, să fii mai prezent, să înveți să faci din excelență un obicei, atunci vino la Wing Chun Warriors Club, te vom ajuta să-ți crești performanța în tot ce faci. La muncă, în relații, din punct de vedere marțial și în absolut tot ce-ți dorești. Participă gratuit la provocarea noastră de 7 zile în care îți crești încrederea în tine și îți descoperi adevăratul potențial. Ți-am pus link-ul în descriere. Până luna viitoare, dă video-ul ăsta mai departe prietenilor tăi și dacă ai vreo întrebare, lasă-o în secțiunea de comentarii și îți voi răspunde cât de curând. Sunt Bogdan, să ai o săptămână fantastică. Ciao!